zice, printr-o mărturisire am aflat de partea cealaltă a microfonului, la editura Humanitas. E un lucru mai rar, deși nu o noutate absolută pentru mine. Deci postura mea e, în general, de spectator și mă emoționează că văd de aici, din partea asta, publicul obișnuit al editorii Humanitas, adică figuri distinse, ochi inteligenți, atenție și comportare civilizată. Încep printr-o mărturisire. M-am apropiat de această carte din motive sentimentale, deci cu o aprehensiune pozitivă, care ținea însă de nivelul afectiv. Fost colegă cu Barbu la liceul francez și apoi la liceul clasic mixt, mi s-a părut că, într-adevăr, merită să-i fiu alături la acest moment extraordinar al vieții lui. Dar foarte repede am părăsit această postură puțin adolescentină. De ce? Pentru că această carte se impunea. Din primele pagini am înțeles că ea are o statură, are o osatură, are o coerență care nu par deloc prima încercare a unui novice. Părea că domnul acesta, care nu este nici filozof, nici politolog, nici istoric, nici măcar filolog, are o atare deschidere către arta de a povesti. Sigur că mi-am explicat acest lucru prin faptul că este actorul principal, este cel care a trăit toate aceste lucruri și le-a trăit cu intensitate și le-a memorat într-adevăr, domnule Sturza, cu o memorie care și pe mine m-a frapat prin păstrarea detaliului, dar a detaliului semnificativ, nu a oricărui detaliu. Cred așadar că această carte se scrie cu onoare din constelația care a fost amintită aici a memorialisticii deceniilor noastre cumplite. Ne trebuie cât mai multe de aceste cărți, chiar dacă s-au scris multe, chiar dacă sunt ilustre, chiar dacă le avem în biblioteci. Ne trebuie cât mai multe pentru că vrem o restituție ad integru. Trebuie să salvăm o anumită memorie, cum a spus și dumneavoastră, domnule Sturza. Ceea ce m-a interesat cel mai mult, în afară de bagajul informativ al cărții, a fost raportarea naratorului la propria lui narație. Asta dă tonul particular, individualitatea acestei cărți. Ori, în felul în care s-a raportat Barbu la cele pe care le-a scris, în primul rând mi s-a părut de o luciditate admirabilă, mi s-a părut de o demnitate extraordinară, iar nu s-a lăsat învins de resentimente, aici n-am să fiu de acord cu dumneavoastră, el narează niște lucruri absolut reale, dar fără sine odio. Nu a pus acolo dramul acela de resentiment care nu ar fi stat, cred eu, bine. Apoi, trebuie să spun că această raportare nu este una strict rece și numai lucidă, cum am spus, ci este una implicată și e o povestire făcută cu talent. Ceea ce selectează Barbu, în felul în care selectează, arhitectura cărții, varietatea capitolelor, personajele sunt realmente memorabile și sunt de mâna unui om de meserie, nu l-aș mai numi autorul Barbu Polănescu, ci scriitorul Barbu Polănescu. Sunt câteva exemple care mi-au rămas în memorie. Eu știu statura unui colonel Nicolae Boian și felul tragic în care a murit el din cauza securității care venise să-l aresteze și omul cardiac voia să ducă mâna la buzunar să-și invită nitroglicerină, n-a fost lăsat să facă lucrurile, însă a murit în mâna celor care venise să l aresteze. Sunt cu totul impresionante refacerea atmosferii
minunate dinainte de vremea comunistă și în contrast chirește atmosfera atroce prin care a trebuit să treacă Barbu Bălănescu. Povestirile din mediul concentraționar sunt oribile, detalii groaznici despre felul în care trebuia băută apa din hârdău cu dinții strânși ca să nu înghiți vietățile care notau acolo, viermii care notau acolo, mirosul fetid al tinetei, zgomotele din timpul nopții, ce să spun eu, felul în care unii dintre gardieni erau câteodată mai omenoși, dar alții erau absolut sadici, și experiențele multiple pe care le-a trăit familia destrămată, casa destrămată a olăneștilor. Aș vrea să nu vă țin prea mult, suntem mulți. Un singur lucru vreau să adaug. Ceea ce am citit eu în această carte, dincolo de informație, este și o serie de elemente pe care le-aș numi formative. Poate că sunt prea profesionistă, cum să spun, meseria mea mă face să găsesc lucruri de felul acesta. Dar eu cred că ceea ce ne oferă Barbu Bălănescu, în textura textului, fără niciodată lecții de morală explicite, sunt niște indicații despre cum poate cineva supraviețui unor încercări grele la care este supus. Care sunt micile strategii de detaliu, dar mai ales care sunt marile valori pe care se poate sprijini un om ca să treacă peste. N-aș vrea să vi le dezvălui, le veți găsi în carte dumneavoastră. În ultim cuvânt, partea finală despre familia Bălănescu și caracterul benefic al prezenței ei de secole în viața românească este absolut admirabil. Aș spera pentru a doua ediție cu niște adaosuri pe care vi le spun altă dată. Vă mulțumesc!